Și bună dimineața din nou, de la din nou Transilvania. Avem aici o fetiță care nu mai își vrea sucul, nu mai vrei sucul? Nu. Și te să-l țin eu acum. Cheers to coffee. Bun, deci suntem din nou la din nou Transilvania. Ava s-a vărut într-un din ăsta de plastic. Mami, ce ai făcut acolo? Ai putut singură, bravo mama! După cum spuneam și în celălalt vlog, că tocmai am pregătit unul să fie postat. Stați să vedem unde e copila. Ce face acolo, fetito? Pune tot! Am pregătit unul să fie postat de pe la începutul iulie. Noi aici chiar venim foarte des, fiindcă le place foarte, foarte mult. Și pare rău, cu fiecare tur în care vin mai descoperă ceva ce le place și ceva ce e de făcut. Wow, ce fain faci cu ea, mama! Și foarte mișto până și pentru noi să observăm toată evoluția asta, toată evoluția asta lor. E foarte, foarte fain. Ușor, n-are nimica. Vrei să-ți dau Adidas? Hai să căutăm Adidas la tine la tricicletă. Bineînțeles că atunci când venim aici, zici că venim cu toată casa. Zici că venim cu toată casa, pentru că altfel nu se poate cu copii mici. Că n-ai nicio șansă în alte condiții, dar asta e. Vine te împing. Te bagi, te împing. Bagă-te. Urcă, urcă, urcă. Hai, trage-te de asta. De mâner. Așa, trage-te, trage-te. Bun, și acum te rostogolesc eu. Da. Te ții bine? Da. Up, 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 up. Ce-ai făcut? Ai scos căpișorul? Nu am dat mâine. Așa, bagă-te înapoi, bagă-te înapoi. Ține-te de acolo. Foarte bine, foarte bine. Gata! 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 Stop! Stop! Ai mersit? Am mersit! Păi și cum o să ieși de aici? Te împing eu? Sau te lași tu pe spate? Vezi, tu urci până sus aici? Hai, eu țin de aici, tu urcă-te! Poți ia să vedem! Hai, dă mâna! Poți? Ai găsit unde să pui piciorul? Stai un pic să pun GoPro-ul, stai, stai! Mă întreabă, putem, vă rog frumos, să luăm noi mingea? Da, dar nu e. Hai, dă cu piciorul la mama. Ia-o și joacă-te cu ea. Așa, tare, bravo! Ha, up, bine! Păi poți să o ridici tu? Wow! Acum o să fugă pe șanțul ăsta. Ninja. Ha! Mai pot, acum să vin să te ajut? Da. Unde te uiți pe dinozaur? Că la un moment dat copilașii crește și nu mai sunt nici. Și părinții rămân cu amintirile, mamă. Îți plac dinozaurii astăzi? Da. Da? Vai, aici ce stai? De rețea un amânios în stare. Ca să puteți să vă coborâți pe o parte. Urcă copiii pe o parte și se coboară pe cealaltă parte. Și când sunt mulți copii, știi? Și toată lumea poate să se pozeze cu dinozaurul. Ce se face? Se joacă acolo cu cerculețele. De ce? Că vrea să se joace acolo cu cerculețele, uite. Mama ei vrea să meargă în altă parte. Ia vrea una, este una. Sunt mai multe cerculețe. Tu sunt și roșii, sunt și galbene. Dar acum se joacă copiii, vezi? Și cu părinții lor. Eu nu pot să mă joc și eu. Păi eu așteptam jos să le jucăm și noi după aia, dacă vrei. Vrei să mergem să te cocoți un pic pe acolo, pe ăla? Vrei să-l punem pe Chira pe celălalt butuc? Da. Păi și cum stă Chira acolo? Cum urcăm pe ea aici? Cine mai stă cu voi pe platformă? Tati? Nu. E străgerul pădurii? Nu. Dar cine e străgerul pădurii? Nimeni. Dar tu e zână a pădurii?
Nu. Nu ești. Da, așa pare că ești. Ține, ține, de ce are atât copii? De ce are copii? După cine te uiți? După cine te uiți în apă, Dori? Ha? După ei doi. După ei doi? Acolo în depărtare. Nu trebuie să stea tu, Mimetina. Păi mami, ea n-are cum să stea acum. Tu nu scrii și un pic mai mare, o să stea cu tine. Mă vrem să mai lăsa pe spate, că ea te duci. Picioruțele în sus. De ce vânte asta? Vânte asta. Hai să ne oprim, aici unde ajungi și tu. Aici poți să te dai jos cu frică, înțeleg? Hai, tu-l duci. Da, Chira, este prea mică pentru așa ceva, Tăfi. Da, pentru asta. Deci nu ești foarte mare, dacă stăm să ne gândim. Eu fi foarte mare. Mami, ține? Da, eu înțeleg, să vezi ce face copila asta mică. Hai. Ce faci? Vreau să te urce și ea ce să facă. Fă mai sus. Pune picioruțele. Mâna pe dedesubt. Așa, pe dedesubt de picior, mama. Gata? Bun. Go, go, go! Asta ce faci? Ce faci? Ce faci? Hai, ești gata? Uai, de mine și acum ne dăm peste cap. Nu ne dăm peste cap. Peste cap. Ia, întoarceți picioarele. Ba! Și tu ne dai peste cap. Hai să aducem și mingea. Era o minge mare. Mama! Tati! Gata! Hai! Hai, hopa sus! Hai, mă, pasă sus! Hai de mine, de mine! Na, hai! Și acum ce facem? Nu vreau! Te bronzezi? Da! Facem plajă! Ce, ca un buric? Un buric? Gata! Dar vezi că e de fiecare găsești ceva pe care e cășună. Da, da. Asta e fain, știi că aici ai multe chestii, adică nu... Dar eu nu cred că de câte ori am venit până acum, nu cred că să fie fost de două ori în care i-a plăcut același lucru. Nu. Ciu-ciu! Ciu-ciu-ciu-ciu! Tuc-tuc-tuc! Ține tuc-tuc-tuc barera! Stai! Nu, no, nu, no. Păi de asta ți-am zis că să mergi prea. Hai să ținut oameni mai mari. Podul fermecat. Uite măgărușii. Dacă voi mai vreți, mai vreau și eu, ha?
Ciao! 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 Imediat e gata, tati. Imediat. Uite, acolo ajungeți la capăt și vă dați jos. Dimineața de cald, avem noroc și animalele sunt aici și uite, sunt și bizonii, sunt și capre, sunt și ponei. Wow! Ia să vedem. Păi stai de la tati după capă, nu faci altceva. Uite, vezi, măgărușii. Wow! Da, fetele nu fie cântate, dar suntem noi. Trebuie să vedem și măgărușii. Măgăruși, ciuși, ciuși. Și ponei. Zăpăuni. Uite ce ponei frumoși. Wow. Vezi? Chira. Vezi ce ponei frumoși. Două de dinozauri. Vrei să te uiți tu cu camera cu Ivra Roșu? Poftim. Uite-te. Caut ouăle de dinozauri. Vezi dacă le vezi. Dă-i o mână la tati, că suntem praști. Uite. Hai să vină mama cu tine să vedem. Să vedem împreună, dă o mână. Împreună. Să căutăm ouăle de dinozauri. Wow, pe unde or fi ele? Le vezi pe undeva, Ava? Eu cred că văd un ou încolo. Încolo, departe, și eu văd un ou. Un mic ou. Care se face tot. Unde este oul? Acolo. Haide să-l căutăm. De ce se face tot mai mare, tot mai mare? Pentru că pe măsură ce ne apropiem de el, el este mai mare și mai mare. Haide, așa. Uite, mai este o tiroloană. Și dacă ajungem aici numai bine, ne ducem și bem și apă de la apălea, de la pârâu. Mergem să bem apă de la pârâu. Mă gândeam nicio cană, nu! Pe toate sticlele ne sunt în biciclete. Acum mai văd un ou. Mai vezi un ou? Caută-l acolo, stai să-l vedem pe cameră. Hai să vedem unde este un ou. Acolo, în depărtare, se vede. Uite, departe, trebuie să mai mergem în explorare un pic. Wow, Ava, ce bine că tu ai pantaloni lungi, că pe aici e plin de urzici. Și pentru oamenii cu pantaloni scurți ca mami, urzicile sunt foarte periculoase. Pentru că ne înțeapă la picioare. Dar pentru oamenii cu pantaloni lungi, și cu, care, papucei. Și cu papucei, care sunt mai șmecheri. Wow! Nu vă fac cu zicile, nu? Mergem pe pietre! Așa, în explorare! Uite și măgărușii! A venit și prietenii măgăruși, iată! Pe la câmpul de urzici. Haide, mama, hai să faci tratament cu urzul tău. Hai să vedem unde găsim oul! Dinozaur! Acolo! Nu se mai vede măgărușii. Nu se mai vede! S-a apăsat pe ecran! Acum se vede? Da! Bun! Foarte bine! Uite acolo oul! Uite măgărușii, că sunt de mult tot! Și măgărușii! Și un lac! Haide să vedem! Uite oul acolo! Mergem unde merge mai întâi, Ava? Tu ești exploratorul, șef! Mergem mai întâi la oul de dinozaur? Haide să mergem mai întâi la ouă dinozaur. Încet să mă auzi, te la picioare. Da, da. Am găsit un ou. Ai găsit un ou, bravo! Da, da, am găsit un ou! Bravo! Am găsit un ou! Ce exploratori grozavi suntem noi! Am găsit un ou! Uite ou, cine va intra primul în ou? Hai să vedem, intri! Este murdar? Da, e nimica, că noi avem papuci! Exact! Wow! Am intrat în ouul de dinozaur! Wow! Ce faci tu? Bună! Bună! Ce este acolo? Este lacul? Cucu! Cucu, bau! Cine e aici la mine? Cine a venit la mine? Uite, uite aici! Cine e mama? Păi, dar să luăm bicicletele, ca să avem un ceva de băut. Nu ne ducem acolo, nu, nu, nu. Nu, nu, nu.
Păi tata, așa o vrea și el, pentru că e cu albastru, n-avem ce face. Faci pișii, că astăzi n-ai făcut deloc. De ce să o fumpată? Dragoste, faci pișii? De ce să o fumpată? Nu știu, mama, poate că e mai spartă sau poate că nu mai umflat-o. Faci pișii? Da, poate nu mai umflat-o. Faci pișii? Nu mai umflat-o. Iau tu, vădătoarea. Păi, nu se poate că se joacă băiețelul cu ea acum. Băiețelul. Era frumos, rămas. Acum las pe mine este rândul meu. Așa, nu funcționează așa, cred că. Merge să faci pișii. Și dăm asta. E futată în dăruzul. Futată. Mami, mai vreau să mai joace, mami, că acum trebuie cu tăticul lui. Ia și asta. Așa-i băiețelul. Că așa-i place să joace el. Am văzut o seară, el se vreau și eu. Păi stai și tu. Că pe asta care sunt gata poți să sari mai bine. Da? Da. Și el este de sufată. A, nu știu cum este, dar pe asta tu poți să sari mai bine. Dar ai gândit, ține mama de ea. Să țină mama de ea. Hai. Ready, set, go, go, go. O l-a pus aici pe ea. Mulțumesc. Hai la mama în brațe. 3 ore mai târziu. Da? Copilele au leșinat. Ieși. Adică, oricum da? Și Kira nu mai poate, nu mai rezistă din camp. Practic, dar din nou ori noi venim și așa, dar mai mult de 3 ore nu stăm, fiindcă ele sunt încă prea mici și sunt prea reșinate. Exact, ca și la bazin. 3 ore a fost maxim. Dar asta nu înseamnă, corect, asta nu înseamnă că nu venim, pentru că în perioada aia fac o grămadă de activități și le place super mult. Și atunci merită efortul. Efortul susținut. Acum vă lăsăm să sfatul nostru este să veniți la destinația anului 2023, pentru că este fain. Nu? Da? Mai venim? Nu e clar să mai venim. Avem o lună de stare.